vedeți încă o dată împreună să binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Isus Hristos și pe Duhul Sfânt. Amin. Așa cum cântau frații, surorile, cum cântam cu toții care am știut cântările acestea sau le-am citit, să-L binecuvântăm pe Cel care are nemurirea, singurul care are nemurirea, și care locuiește într o lumină de care nimeni nu se poate apropia, zice scriptura, dar care a promis că va fi cu cel cu inima zdrobită și cu duhul măhnit. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Suntem la dumneavoastră pentru că am venit în vizită la copiii noștri și să aducem din partea familiei un mijloc de transport pentru nepoțica pe care o așteptăm, de a Dumnezeu să vină în pace. E cea de-a 12-a și ne rugăm de când s-a zămislit și cerem de la Dumnezeu binecuvântare și peste Lois și peste ea și peste Beni și peste Alina și pentru dumneavoastră pe care vă cunoaștem mai personal sau știm că sunteți de aici din biserică. Fratele Darius, m-a sunat, auzind că vin din coace și m-a invitat să împărțim timpul de predică, de învățătură, pe subiectul care dumneavoastră l aveți despre călăuzirea Duhului Sfânt. Și Domnul să-mi dea și mie ușă de cuvânt. Dacă Marele Apostol Pavel, care a scris 13 din cele 27 de cărți ale Noului Testament, apela către bisericile din vremea lui și zicea să fie pomenit în rugăciunile lor ca ori de câte ori își deschide gura să îi se dea cuvânt. El care învățase teologie la picioare lui Gamaliel al doilea și avusese revelații și descoperiri, cum spune Galatenilor, că Evanghelia pe care l-a primit-o a primit-o a primit-o prin descoperire Dumnezească, n-a primit-o de la vreun om și care totuși se baza și a aștepta o ușă deschisă pentru cuvânt de câte ori se ridica să predice, ce aș putea să spun eu, care nu mă pot asemăna cu el, Dumnezeu să ne binecuvinteze, amin. Vreau să vă și dau un salut cu ocazia venirii la dumneavoastră din întâia scrisoare Apostolului Pavel către Tesaloniceni, capitolul 5, aici unde în contextul temei pe care înțeleg că dumneavoastră o urmați, se încadrează și urarea aceasta din versetul 23. Dumnezeul păcii să vă sfințească, să ne sfințească. El însuși, pe deplin, și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzit întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos, cel ce va chemat este credincios și va face lucrul acesta amin. E adevărat, el îl va face dacă vom fi și noi de acord și nu doar că vom fi de acord, așa să ne dăm un acord verbal sau un acord mutual și dacă vom pune aici și preocuparea, alergarea noastră, întreaga noastră viață, de credință, viață creștină de zi cu zi. Trăim o vreme în care în majoritatea confesiunilor creștine se vorbește, mai ales în această perioadă, despre Duhul Sfânt, cea de-a treia persoană din ființa Dumnezească. Știți rezumatul crezului nostru creștin. Noi credem într-un singur Dumnezeu, o singură ființă, manifestat sau descoperit în trei persoane sau în trei ipostaze, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Amin. Persoana enumerată ca a treia din ființa dumnezeiască, Dumnezeu Duhul Sfânt, este cea mai misterioasă dintre cele trei persoane ale ființei dumnezeiești. Pentru că a fost văzut în chip trupesc cu claritate o singură dată la botezul Mântuitorului când nu toți cei de acolo. Dacă citim cu atenție textul scripturii, Ioan mărturisește că Dumnezeu i-a vorbit că peste acela care va vedea coborându-se Duhul Sfânt este Fiul lui Dumnezeu. Și Ioan l-a văzut, coborându-se în chip trupesc, ca de porumbel. Noi l-am și pictat ca porumbel deja, atât în iconografia bisericii tradiționale creștine, cât și la noi, la evanghelici, mai apare, cum zicea pe când trăia fratele Moise Lucaș de la Orăștie, cineva l-a acuzat că a fost într-o biserică pentecostală care nu era înregimentată în cultul pentecostal pe atunci și el s-a motivat și a zis, fraților, icoanele noastre le-am văzut acolo și se referea, printre altele, la această pictură cu porumbelul. E, avem chiar cântări, bună oară cântarea aceea care spune nu închideți pasărea divină în colivia suferinței, că nu sunt gratii ca să o țină mai mult ca Duhul necredinței. Și altele asemănătoare, care în expresiile, în metaforele, în comparațiile folosite, trec dincolo de ceea ce este scris. Apostolul Pavel ne chema să avem un duh de credință potrivit cu ce este scris. Și zic Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. El scria Corintenilor despre însuși Mântuitorul, care s-a înscris în aceste prorocii ale Scripturii, arătând că s-a întrupat după Scripturi, că a trăit după Scripturi, că a murit după Scripturi, că a înviat a treia zi după Scripturi, că toate lucrurile le-a făcut după Scripturi. Evangeliștii menționează uneori ca să se împlinească ce a fost spus prin prorocul cutare sau cutare, Iisus Hristos a zis, au a făcut, așa că El fiind căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, marele apostol al mărturisirii noastre, marele păstor al oilor, marele preot, trebuie să-L urmăm. Și cu cât vom urma mai îndeaproape, cu mai multă perseverență, nu doar în litera învățăturii, ci și în duhul interpretării ei, cum zicea Apostolul Petru, nicio o prorocie nu se tâlcuiește singură, cu atât vom avea mai puține surprize în domeniul spiritual, mai multe biruințe și mai puține condamnări în cugetele noastre, în momentele noastre de autocercetare, de autojudecare. Eu am să mă opresc în Scriptură, în Epistola Apostolului Pavel către Roman, capitolul 8. Și am să citesc nu tot textul acesta, ci din când în când câte ceva din el. Voi începe să citesc cu versetul care coincide cu tema noastră, a dumneavoastră în mod special și a noastră pentru că ne privește pe toți, creștinii pentecostali, care suntem niște campioni ai învățăturii despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt, dar în general pe toți creștinii, pentru că toți recunosc această persoană dumnezeiască și lucrarea ei, cel puțin în mod verbal. Versetul 14. Că toți cei ce sunt călăuziți de Duhului Dumnezeu, sunt fi al lui Dumnezeu. Amin. Iată că foarte multe dezbateri, foarte multe afirmații care noi le facem despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt sunt puse prin versetul acesta sub o stare de verificare, sub o stare de control, suntem îndemnați când citim cuvântul acesta de bunul simț al Duhului nostru luminat de Duhul lui Dumnezeu, să ne verificăm în dreptul lucrării cei de-a treia persoane a ființei dumnezeiești. Numită în Evanghelie de însăși Domnul Iisus mângăitorul. Când va veni mângăitorul, arătată ca fiind persoana din ființa dumnezeiască care a preluat în mod excepțional în perioada bisericii lucrarea de sfințire și este numit în învățătura creștină Sfințitorul. Întrebam niște tineri cu care studiez chiar în această perioadă despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt, la Petrești, în județul Alba, în și alba. Îi întrebam, dragii mei, când auziți pe un frate predicând în predica lui, fără să dea un nume, spunând doar Mântuitorul, la cine vă gândiți? Și ei, fără uh, ezitare, mi-au răspuns: La Domnul Isus. Pentru că El a săvârșit mântuirea noastră după planul pe care Tatăl l-a făcut în sine însuși, bineînțeles. Dar am zis, când auziți vorbindu-se despre. Creatorul, cum zice și crezul Nician, tuturor celor văzute și nevăzute, la cine vă gândiți? Și ei, pentru că aveau un pic de introducere în teologia elementară, în învățătura creștină, a spus, la Dumnezeu Tatăl. Ei am zis, tot așa, când auziți vorbindu-se despre mângâitorul, la cine vă gândiți? Și ei au spus, la Duhul Sfânt. Doamne, ajută-ne să gândim biblic. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Prin aceasta nu se anulează lucrarea chemării la mântuire, primul aspect subiectiv. Dumnezeu cheamă și omul trebuie să răspundă cu credință și cu pocăință. Nu se anulează convertirea, întoarcerea omului din lume, din păcat, din întuneric, din împărăția Satanei în împărăția lui Dumnezeu, la lumină, la Domnul Isus Hristos. Nu se anulează, nu se anulează necesară, strict necesară, zice experiență, lucrare a nașterii din nou, din apă și din duh, fără de care nimeni nu poate vedea, spunea Mântuitorul lui Nicodim în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, și nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Nu se anulează. Nu se anulează lucrarea și experiența mai rară, ca celelalte, de data aceasta, a botezului cu sau în Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, despre care Ioan botezătorul a vorbit întâi, Matei capitolul 3, bună oară, apoi Mântuitorul a vorbit în mod special și a revenit asupra acestei lucrări în Faptele Apostolului capitolul 1. Și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și în veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Nu se anulează. Dar toate aceste lucrări privite într-un paralelism cu afirmația de aici, un paralelism biblic, duhovnicesc, sau luate împreună, Așa cum s-au derulat ele în viața noastră, ca și credincioși, sunt probate, sunt verificate, sunt adeverite și reconfirmate. De această dovadă, de acest argument pe care Apostolul Pavel îl spune aici cu atâta claritate. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii a lui Dumnezeu. Amin! Eu cred că nimeni care n-a trecut prin acele aspecte pe care le-am enumerat mântuitoare, prin acele lucrări succesive ale Duhului Sfânt, ale lui Dumnezeu, în definitiv. Noi, în limitele noastre umane și ale expresiilor noastre, ne referim când la o persoană din ființa Dumnezeu, când la alta, măcar că definiția este un singur Dumnezeu. Asta ca să putem noi înțelege și cu spiritul acesta de smerenie, ca Dumnezeu să ne ierte dacă prin exprimarea noastră limitată umană minimalizăm, poate deformăm, poate denaturăm aspectul Dumnezeirii în deplinătatea sa. Pentru că noi suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. În cât procent, poate, într-un... cât procent ne dedicăm, ne consacrăm unirii cu Hristos, trăirii într-o relație profundă și continuă cu Dumnezeirea. Dar... Oricare din etapele acelea, din lucrările acelea pe care le-am pomenit din Scripturi, din experiența mântuitoare a oricărui credincios, s-ar fi petrecut la un moment dat, dacă nu e reconfirmată mereu și mereu, poate nu-i prea mult să spun zilnic, prin această afirmație a Apostolului Pavel, își pierde eficiența, își pierde claritatea. Își pierde continuitatea. Pentru că întâlnim în Scripturi, bunoare în cea către Efeseni, unde apostolul Pavel spune să nu întristăm pe Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Experiența celor peste care a venit Duhul Sfânt în vremea primului legământ, bunoare, mă refer la eroul Samson al vechiului legământ, zice că Duhul lui Dumnezeu după păcatele sale s-a îndepărtat de la el, fără ca el să știe lucrul acesta. Înțelegem că Duhul Sfânt nu rămâne în orice condiții, nu locuiește în orice condiții în ființa noastră umană. Pentru că atunci când vorbim despre călăuzire, ar trebui mai întâi să revenim asupra unei alte expresii de aici din Roman, capitolul 8 și anume ce a amintită în mod repetat în versetul 9 și apoi în cele de după el. Voi însă nu mai sunteți pământești, firești, nu? Ci duhovnicești, dacă, dacă, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Mai jos, versetul 10. Și apoi 11. Și dacă Duhul Celui Ce-a înviat pe Isus dintre cei morți locuiește în voi a doua oară, Cel Ce-a înviat pe Hristos Isus din morți, va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi a treia oară. Zeu, Tatăl va învia la întâia înviere, că despre asta e vorba, că la a doua înviere toți învie, nu-i așa? Și cei care nu vor, nu de mult a murit un mare regizor de film în România și a lăsat cu limbă de moarte, cum se spune, ca trupul lui să fie ars, să fie incinerat. Și m-am gândit, oare de ce? Pentru că înaintea morții oamenii trăiesc fenomene care vorbesc despre destinul lor veșnic cei care ați avut ocazia să stați lângă muribunzi, ați putut constata lucrul acesta. În momentele trecerii din viața aceasta umană la cele eterne, omul în conștiința sa se desprinde tot mai mult de realitatea de aici și o întâmpină pe cealaltă care îl așteaptă. Și fenomenele pe care muribunzii le trăiesc înaintea morții sunt o dovadă a existenței lumii viitoare și a perceperii, a anticipării destinului spre care se îndreaptă muribundul. Omul acesta s-a gândit că dacă va fi ars și cenușa lui va fi aruncată în vânt sau în apă sau îngropată în pământ, el nu va mai putea fi readus la existență pentru judecata finală. Poate că a fost unul din gândurile lui. Altfel, ce interesai să spui asta, nu? Mai ales trăind într-un popor care are cultul morților, care pune atâta accent pe cei ce mor, după ce mor, pe slujbe care se fac în religiile majoritare pentru ei, nu? Dar expresia pe care aici, cuvântul lui Dumnezeu, Apostolul Pavel, o folosește este locuit de Duhul Sfânt. Știți ce spunea Mântuitorul în Evanghelia după Ioan, când vorbea despre lucrarea Mângăitorului și zicea cuvinte pe care vreau să vi le citesc. Auziți! Ioan, capitolul 16, versetul 13. Citim și 12, așa, pentru zmerenie. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Cu siguranță că dacă ucenicii apostolului nu le-au putut purta, nici noi nu le putem purta pe toate. Când va veni îngăitorul Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și va va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. De asemenea, vorbind despre lucrarea aceasta a Mângăitorului, tot în această Evanghelie după Ioan, Mântuitorul spunea în capitolul 14, versetul 17, și anume Duhul Adevărului. Duhul lui Dumnezeu este Duhul Adevărului. El este și adevărul personificat. În întâia epistolă, Ioan, prin capitolul 5, spune că Duhul este adevărul. Și în a treia epistolă, vorbind cu Gaiu, credinciosul de acolo, îi spune, toți mărturisesc bine despre Dimitrie, Ia-l ca exemplu, chiar și adevărul cu majusculă, adică Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede, are hapar de existența lui, de manifestarea lui, de lucrarea lui, și nu-l cunoaște, nu-l experimentează. Dar voi îl cunoașteți, îl experimentați, că își rămâne cu voi și va fi în voi. Mă gândesc că diferența se face aici. Duhul lui Dumnezeu cu noi, cu oamenii, cu cineva, poate din când în când, de la o situație la o altă situație, și va fi în voi, aici văd eu, stabilirea reședinței despre care vorbește Apostolul Pavel în Roman, capitolul 8, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește, are locuință, are reședință da? în noi. Rămân la sublinierile acestea și mai spun câteva lucruri în scurt. Revin la începutul capitolului 8. Întotdeauna când vrem să înțelegem nu atât de mult persoana cât manifestarea, lucrarea Duhului Sfânt în credincios, nu putem face uh, rabat de Roman, capitolul 8. Notați-vă bine cei ce poate încă nu ați înțeles adevărul acesta. Și auziți ce vorbește Apostolul aici. Acum, dar nu este nicio osândire, nicio condamnare. Pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, cine să Care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești. Altă traducere ale cărnii, altă posibilă traducere a voluptății păcătoase din carne în traducerea Cornilescu, nu trăiesc după îndemnurile firii sau naturii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Amin! Ce ne spune Apostolul aici, inspirat de duhul lui Dumnezeu. Că odată ce omul intră într o relație cu Dumnezeirea, inclusiv cu Duhul Sfânt. El are șanse pe care nu le are omul care nu intră în această relație. E foarte greu bunoară de explicat lucrarea nașterii din nou, din apă și din duh. E mai ușor de explicat nașterea din apă, nu din apa H2O a botezului, cum spun unele denominațiuni creștine tradiționale. Sfințim apa și apoi apa lucrează, cum zicea la tinu sine cu anon, adică ca un medicament. Te doare cap, ai luat algocalminul și crezi, nu crezi, umbli sau stai, el își face lucrarea și gata, nu te mai doare cap. Nu credem așa. Noi credem că toată relația, toată lucrarea mântuirii noastre prin credință se face printr-o relaționare inițiată, susținută și desăvârșită apoi de Dumnezeu cu care avem de-a face. My nu credem în, în niște sacramente, botești, cina Domnului, ungerea cu nu sunt niște sacramente, niște taine, care îi se face omului și apoi crede, nu crede, trăiește curat sau se murdărește și așa mai departe, sacramentul acela lucrează ca un hap, ca un medicament. Noi nu credem așa. Noi credem că totul este în raport de relație. Și aici Apostolul spune că Duhul lui Dumnezeu, odată a intrat în om, așezat în om, locuindu-l pe om. Lucrare care eu cred că se petrece la botezul cu Duhul Sfânt. Ia, botezul cu Duhul Sfânt este numit pecete, pecetluire, este numit arvună a vieții veșnice sau acont a vieții veșnice. Și ca și creștin pentecostal, ăsta este crezul nostru din acest punct de vedere, că la botezul Duhului Sfânt, atunci el își instalează locuirea în credincios, el vine cu toate înzestrările, cu toate caracteristicile dumnezeiești și cu toată lucrarea asumată pe care o face în credincios. Și aici spune apostolul, Că vine cu o lege, cu o altă lege de viețuire, cu o altă vie, lege existențială. Legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit, m-a salvat de legea păcatului și a morții, adică de legea naturii pământești, a firii pământești, a cărnii, a voluptății păcătoase din carne. Omul nu se poate salva singur, prin propria știință sau prin propriile eforturi. Mai un lucru mai interesant, îl spune Apostolul în versetul 1, că cei ce sunt în Hristos Iisus, locuiți, cum va spune el mai târziu, de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, trăiesc după îndemnurile Duhului. Aleluia! aici voi spune un lucru care poate vă contrariază. Da? Nu vă grăbiți, gândiți-vă, analizați-l. Dacă totuși credeți că nu am dreptate, abordați-mă și stăm, de vorbă suplimentară. Adică Duhul odată așezat în credincios, în inima Lui, cum zice Scriptura, că i-a trimis în inima. Vrea, poate, știe să-L călăuzească pe credinciosul locuit de El prin îndemnuri. Prin îndemnuri. Interesant, nu-i așa? Prin îndemnuri. Cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Și mai departe. Versetul 4. Pentru că porunca legii să fie împlinită în noi, Dumnezeu nu a abrogat caracterul legii lui. Legea e sfântă, e dreaptă, e spune Pavel în capitolul precedent, capitolul 7, versetul 12. Așa că legea negreșit este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. E incompatibilă Spre mântuire, cu degradarea naturii umane, ființei umane. Iar Pavel spune aici în versetul 4: Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile Firii Pământești, ci după îndemnurile Duhului. E adevărat asta, nu în afara Scripturii. Știți că cele două mijloace mântuitoare ale Harului sunt cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul Scripturilor și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În întâia scrisoare, întâia epistola lui Ioan, în uh, capitolul 2, el spune aici următorul lucru, în versetul 7. Prea nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care ați auzit-o de la început. Porunca aceasta veche este cuvântul pe care l-ați auzit. Evreii au avut doar prima parte a cuvântului lui Dumnezeu, cum îl numim noi Vechiul Testament. Au avut legea, au avut decalogul, au avut pentateuchul, au avut prorocii, au avut cărțile istorice, au avut cărțile poetice, nu-i așa? Noi avem. Și învățătura Mântuitorului și a Sfinților Săi Apostoli. Slăviți să fie Domnul! Prorocii, zice Petru, că au văzut lucrul acesta, l-au dibuit, l-au întrezărit, l-au înțeles. Când erau sub prezența Duhului Sfânt și au urat de bine, de departe, ar fi vrut să vadă ce vedem noi și ce experimentăm, dar ei au avut prima parte a revelației. Noi avem tot cuvântul lui Dumnezeu. Atât semnificația celor din lege, pentru că legea morală nu s-a desfințat. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău, să te închin Lui, să nu-i deșer numele Lui, să-L cinstești, să ai zi dedicată închinării Lui de odin, așa mai departe, să nu furi, să nu uci, să nu prea curvezi, să nu poftești ce e aproape lui tău. Nu sunt desfințate ele sunt împlinite în viețile noastre, zice Apostolul Pavel, porunca legii să fie împlinită în noi, dar nu ca o urmărire înspăimântătoare a poruncii și a călcăriei eventual, ci prin trăirea noastră superiară, sub îndemnurile Duhului, plin de cunoașterea Cuvântului Lui Dumnezeu, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Măriți să fie Domnul! La nașterea din nou, nașterea din apă, creștinul se naște din apa duhovnicească. A zis Domnul Iisus în Ioan 7, cu 37, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Dar ce dădea Domnul de băut acolo? Predici, învățături, sfaturi, minuni, semne, o mărturie personală fără de păcat. Omul când se naște din apa învățăturii mântuitoare, el ia chipul cuvântului lui Dumnezeu. Spunea Ștefan în predica din capitolul 7 din Faptele Apostolilor că Dumnezeu a dat părinților lor cuvinte vii ca să ni le dea nouă, spunea el. Cuvântul lui Dumnezeu zice și Petru este viu și lucrător. Voi ați fost născut din nou dintr-o sămânță care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și rămâne în viață. Slăvit să fie Domnul! Dar ce înseamnă născut din Duh atunci? Știți că după facerea omului, venea Dumnezeu în grădina Edenului și comunica cu omul. Nu, nu ni se spune cum comunica. Am înțeles din anumite descoperiri Bunoară povestea odată o soră care a avut o operație pe inimă, pe cor deschis și a avut o experiență, cum le povestesc cei ce au trecut prin asemenea situații, că ceva a ieșit din trupul ei și a văzut trupul pe masă, doctorii agitați și apoi a plecat cu o viteză și într-o direcție neștiută și în scurt timp a ajuns într-un loc pe care l-a numit ea plin de lumini. Și spunea că a avut atâta odihnă și nu mai vrea nimic decât să rămână acolo. Dar i s-a transmis că trebuie să vină înapoi pe pământ. Și noi am întrebat-o, dar soră, ai auzit un glas? Nu. Ai văzut pe cineva? Nu. Păi și de unde știi Zice, totul se transmite așa, știai că asta trebuie. Și nu știm cum a vorbit Dumnezeu cu siguranță a vorbit, a comunicat. Omul era atunci proaspăt, nepervertit de păcat și putea comunica cu Dumnezeu. A fost creat să poată comunica. Ei, după ce a păcătuit și a fost izgonit din rai cu mama noastră Eva, s-au schimbat lucrurile. A încercat după aia omul să-l caute pe Dumnezeu cu jerfe, cu Căutări, cu rugăciuni, cu ce a mai căutat el, da? Dar la început nu a fost așa. Eu cred că la nașterea din Duh, da? La nașterea din nou, se întâmplă fenomenul acesta al reanimării capacității lui de a înțelege voia lui Dumnezeu, de a înțelege comunicările lui Dumnezeu, de a înțelege uh, relaționarea lui Dumnezeu. Ca să mă înțelegeți așa plastic, îi cresc din nou antenele acelea care au fost atrofiate. Să știți, la momentul că noi vorbim aici, localul acesta este plin de unde, lungi și scurte și de toate frecvențele nu, nu le auzim că ne păzește Dumnezeu. Prin felul cum ne-a creat, noi funcționăm pe o anumită lungime de undă. Dar dacă aducem un aparat aici care e capabil să identifice tot felul de lungimi de undă, prindem tot felul de posturi religioase sau laice sau temirce. E adevărat? E adevărat. De ce nu le prindem? Nu avem antene pentru ele. Aparatul a fost creat să aibă acele antene. Eu zic că la nașterea din Duh, care spune Domnul Iisus lui Nicodim, încep și cresc antenele acelea cu care el, pentru că tot spațiul este plin de voia lui Dumnezeu, de comunicările lui Dumnezeu. Tot spațiul este plin de, de la o margine la alta a pământului. Nu spune Psalmistul 139, oriunde m-aș duce, oriunde m-aș întoarce, chiar dacă vrea să fug de el, tu ești pretutindeni, și dacă el e pretutindeni, planul lui, comunicările lui, intențiile lui, poruncile lui, sunt pretutinde. La nașterea din nou îi cresc omului acei muguri de a detecta voia lui Dumnezeu, îndemnurile lui Dumnezeu. Sprijinit foarte mult de citirea, de însușirea Sfintelor Scripturi. Spune Apostolul Pavel, întrucât avem un duc de credință potrivit cu ce este Scris, cuvântul e viu. El și-a făcut lucrarea, a intrat în noi, ne-a setat într-un fel mai modern de a ne exprima, ne-a transformat și de acum noi avem capacitatea aceasta de a avea îndemnuri duhovnicești. Domne, sora aia, -a mai văzut-o la adunare de două săptămâni, oare ce-o fi cu ea? Frații n-au zis nimic. Ia să fac rost de numărul de telefon, să-i dau un telefon. De ce, n-ai tu treabă? fă treaba ta, distrează-te, relaxează-te, vezi de tine, de familie, ce ai tu cu ea? Pe păi am un îndemn. Dar ce e ăla? Păi e un fel de poruncă dumnezeiască care a intrat în mine și îmi spune să fac treaba asta. Să-i dau telefon, să vă cei cu ea. Mă trezesc cu un îndemn să dau o sumă de bani la cineva în numele Domnului. Sau altuia, îi dă Dumnezeu să-mi dea mie sau ție. Dar ce e asta? Astea nu sunt în lume. Astea nu le are omul firesc. Astea nu le are omul pământesc. Omul care nu e înduhovnicit. Nu are așa ceva. Pentru că adică nu are antene. Și el nu percepe aceste informații, aceste chemări, aceste trimitere, aceste porunci. Cum vreți să le spuneți? Omul duhovnicesc spune aici. Nu mai este nicio sândire, nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Că și omul pământesc are îndemnurile Lui, dezvoltate de tot felul de stimulatorii. Știți, noi să nu mai pierdem vremea să-i pomenim aici. Suntem foarte clarificați cu asta. Ci după îndemnurile Duhului. Te rogi! Te-a pentru tine, pentru nevastă, pentru părinți, pentru copii, pentru nepoți, pentru cine mai te rogi. Și dintr-o dată îți vine să te rogi pentru cineva care poate l-ai văzut odată sau care poate îl știi mai de aproape. Ai un îndemn. Sau nu aveți asemenea experiențe? Aveți sau nu aveți? Aveți. Veneam de la Cluj odată cu un frate cu mașina și am luat un om la ocazie ca să-l evanghelizăm. Și există și evanghelizarea de la om la om, nu-i așa? Eu eram la volan, fratele era în dreapta, omul era în spate, noi eram mai tineri, el era mai în vârstă. Și din câteva vorbe, fratele de lângă mine era un evanghelist, foarte, cu, foarte pasionat pentru mântuirea sufletelor, a intrat în discuții. Și la un moment dat îl întreabă, după avea scriptură, omul zicea că mai citește în ea și îl întreabă fratele, da, ai simțit vreodată așa nevoia să caspe pe genunchi, nu, dar Dumitale sau undeva. Și să te rogi lui Dumnezeu să spară rău de păcatele din trecut. Și eu mă uitam așa cu coada ochiului în oglinda retrovizoare din când în când și îl vedeam că omul numai nu putea intra în vorbă de vorbele celuilalt, început să se dea din cap într-una, în sens, nu, nu, nu. Și când a nu, zice, nu, niciodată nu mi se... Dar zice, cred că nici nu e normal să mi se întâmple așa ceva. Cât de sincer a fost, nu-i așa? Și cât de emblematic a fost... Și noi am spus, dragul nostru, dar e normal, e anormal să nu ți se întâmple așa ceva în relația cu Dumnezeu, în trăirea cu Dumnezeu. Acolo te duce îndemnul Duhului Sfânt din tine să-ți recunoști păcatul, să te căiești, să ceri o viață nouă, să ceri putere, să ceri călăuzire de la Dumnezeu. Și spunea, nu, 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 tu cred că e normal așa ceva. L-am speriat cu această simplă îndemnare. Regula pe care Dumnezeu a rânduit-o pentru călăuzirea creștinului, trecut prin toate aceste experiențe, inclusiv a botezului cu Duhul Sfânt, este să-și trăiască viața călăuzit după îndemnuri. O probă. Găsește un îndemn care l-ai avut astăzi de la Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Venind pe linia Cuvântului lui Dumnezeu, cele mai multe ori, în cunoștința informațiilor din Cuvântul lui Dumnezeu, dar venind așa cu o aplicabilitate spontană, inopinantă. Face asta! Am trăit în viață, de-a lungul vieții, asemenea mine binecuvântate momente, îndemnuri. Nu întotdeauna le-am ascultat, recunosc. Și soția ai martor aici că uneori am regretat și am recunoscut în fața ei, poate și în fața altora, cât de rău îmi pare am avut percepția asta în Duhul meu, am avut îndemnul acesta, am avut porunca asta, am avut chemarea asta și am ratat-o. Altfel s-ar fi derulat istoria în acea direcție. Alta ar fi fost experiența mea cu Dumnezeu în lucrarea lui Dumnezeu. Un astfel de creștin care a ajuns să fie locuit de Duhul lui Dumnezeu. Să fie călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Ăsta trăiește după îndemnuri. Îndemnuri ciudate. Îndemnuri neașteptate și pentru el, și cu atât mai mult pentru cei din jur. Dar n-a spus Mântuitorul lui Nicodim. Duhul e ca vântul. Nu știi de unde vine și unde? Se duce incontrolabil de natura umană, de inteligența umană, de puterea umană. Duhul este forma supremă. Chiar cuvântul lui Dumnezeu, interpretat doar într-o formă literală, slova, litera, ucide, zice scriptura. Duhul este acela care dă viață. Măriți să fie Dumnezeu! Deci noi ar trebui, din când ne trezim, să fim preocupați. Să ne întindem antenele Duhului, să vedem încotro trebuie să o luăm, cum trebuie să procedăm. În anumite cazuri, în anumite situații. Noi avem căile noastre, noi avem principiile noastre, noi avem rânduielile noastre. Dar Duhul este deasupra tuturor acestora. Uneori poate lucra prin ele, în interiorul lor, folosindu-se de ele ca de niște instrumente vremelnice, iar alte ori se poate manifesta în deplinătatea suveranității și libertății lui, prin îndemnurile care le primim. Măriți să fie numele Domnului. După îndemnurile Duhului. Atunci n-ar mai trebui să sunăm atât de des o să mergem la proroci. E o altă formă specială de călăuzire a Duhului prin proroci, da? O recunoaștem, o practicăm. Dar nu cu orice găgăneață vii înaintea prorocului, nu? Și nu oricum. Soția și amintește, sunt an mulți de atunci, locuiam la bloc, venea un tânăr dintr-o localitate de lângă oraș, cam des pe la noi la rugăciune și mereu avea cauze înaintea Domnului. Și într-o zi l-am văzut pe geam că vine iară și mi-a venit un îndemn așa, ce să-i spun, până nu spune el ce are de gând. Pacea Domnului, pacea Domnului. Zic, ai venit cu o cauză înaintea Domnului. Da, zice, cu o cauză, frate Nicu, să ne rugăm. Zic, o să ne rugăm, dar astăzi Duhul Sfânt nu îți răspunde prin prorocie, îți răspunde prin cuvânt, prin Sfânta Scriptură la cauza ta. Așa îndemn mi-a dat mie Dumnezeu să spun. Na, acum spune cauza ca pe ne rugăm, îți spun ce ai de făcut și după aia ne rugăm. Nu, no, eu vreau prin prorocie, a zis el. Da, dar Duhul vrea prin Biblie astăzi. Ce, de ce ai o problemă cu asta? Nu crezi Biblia? Ba da! Și atunci, mi Așa mi-a spus Duhul Sfânt când te-am văzut pe geam că la cauza ta ai răspuns în Biblie și eu îți răspund cu Biblia. Cunosc Biblia și îți spun cu Biblia. Eu vreau prin prorocie. Dacă nu spui cauza, că vreau să mă și verific, la mine nu mai vii în veci. Nu mai vii. Păi știi, frate Nicu, vorbesc cu o fată, și aș vrea să mă căsătoresc. E pocăită? Nu e frate Nicu, dar e mai, e mai ceva ca pocăitele. Știi? Și am deschis repede Biblia, am vreo două, trei locuri, am citit, tac, 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 nu-i voia al Dumnezeu, rupe orice legătură, ține doar aia de evangelizare să se mântuiască și dacă o aștepți până se va mântui, dar fără condiționarea asta, atunci vom vedea dacă va fi voia Domnului. N-a da, mai zis el nimic, ne-am rugat și mă întreabă, fratele, cu tare acasă? Era un alt frate proroc. Mă zic, nu știu, e acasă, nu e acasă, dar să nu crezi că Dumnezeu are un alt fel de răspuns prin prorocie. S-a dus la fratele acela, a avut prin prorocie același cuvânt și n-a ascultat nici de primul, nici de al doilea, s-a însurat cu fata aia și s-a dus după ea în lume și dus e din păcate până în ziua de azi. Există posibilitatea să fim călăuziți prin îndemnurile Duhului. V-ar place o asemenea viață creștină? Dar înseamnă să cunoști Biblia, să o citești, să-ți vină cuvântul, zice psalmistul, atunci mi-a venit cuvântul pe, pe limbă. Mi-a venit, că știam, era scris, nu? Și eu îl citeam, l-am citit odată, l-am citit de două ori, l-am citit de mai multe ori, îl citim personal, poate și în familie, poate și cu țara, cu creștinătatea întreagă, după programe sau liber, prin îndemnuri. Clăuzirea Duhului Sfânt ne este dată fiecăruia care suntem locuiți de Duhul Sfânt prin îndemnuri. Uneori trebuie să te rogi ca să înțelegi îndemnul Duhului. Poate, din când în când, Dumnezeu, chiar fără o rugăciune specială, dar trăind o viață de rugăciune și în duc de rugăciune, te călăuzește, îți dă îndemnul acela de care ai nevoie. Mă gândesc la prorocul Elisei. A venit Hazael, prinț al Siriei, să întrebe pe Domnul pentru Benhadad împăratului dacă se mai vindecă sau moare. Și după ce i-a spus ce i-a spus, s-a uitat la el și a început să plângă. Și Azael a zis, a, ce are Domnul meu de plânge? Și a zis Elisei, văd răul pe care îl vei face poporului meu. Ce rău a zis Azai? El era diplomat. Și a enumerat Elisei câteva aspecte care le va face el, câteva fapte abominabile pe care le va săvârși Hazael. Vei omori bătrân, vei spinte ca de cele femei însări. sări. Dar ce robotă, tău, ui, câine de... vorbește în felul ăsta. De unde S a știut Elisei? S-a uitat la el și au venit informațiile. Au venit informațiile. Au venit îndemnurile cu o deplină. Nici mesajul profetic nu este altceva decât un îndemn la nivelul Duhului, atât de clar, atât de conturat, atât de sigur, încât prorocul care vorbește prin Duhul Sfânt, este sigur pe ce spune. Poate după ce trece unda aceea dumnezeiască, are și el emoții. Se gândește și el, va fi sau nu va fi. Dar în momentele acelea, el vorbește, zice Scriptura, amânat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Domnul vrea să ne călăuzească prin îndemnuri. Prorociile, vedenile, visurile de noapte, sfatul unui slujitor și așa mai departe sunt și ele mijloace de călăuzire al Dumnezeu speciale, dar care n-ar trebui să ne preocupe și să fie atât de frecvente în viața noastră cum ne-am așteptat și ne-am dorit noi. Dacă am fi prin de Cuvântul lui Dumnezeu, locuiți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și călăuziți prin îndemnurile Duhului. Dumnezeu, să ne binecuvinteze. Amin.